Din acest moment, dragi prieteni care vă uitați la această emisiune de dezbateri, vă putem spune că am pregătit pentru dumneavoastră un număr de telefon la care puteți trimite SMS-urile dumneavoastră. O să le puteți vedea și pe ecran. Regia, vă rog frumos să afișați numărul de telefon ca să poată telespectatorii să trimită întrebările lor invitaților noștri. Continuăm acum. Vedeți dumneavoastră? Dați-mi, permiteți-mi și mie o intervenție, că am să uit pur și simplu gândul. Doamna Fusu este indiscutabil un expert în teoria audiovizualului și pluralismul de opinie audiovizual. Teoria și practic. Și în teoria. Am multă experiență practică. Acum vreau să mă refer la practică. Doamna Fusu, dumneavoastră sunteți autorul proiectului respectiv de lege. Eu foarte atent ascult toate subiectele în presă care se referă la aceste modificări a codului audiovizual, pentru că mă interesează și urmăresc tendințele ca jurnalist. Eu niciodată, nici de la dumneavoastră, nici de la colegii dumneavoastră de alianță, nu am auzit o argumentație a schimbării acestei principiale, în opinia mea, de la 2/3 și 3/5 la simpla majoritate de voturi. Niciun argument plauzibil. Bineînțeles că argumentul logic este clar. Noua guvernare trebuie să preia controlul asupra audiovizualului. Dar care este argumentarea totuși juridică, să zicem, a acestei modificări? Argumentarea dincolo este... de aceste sterile monitorizări interne și externe. Nu, nu sunt sterile, ele sunt foarte grăitoare, monitorizările. Și alarma pe care o bate Consiliul Europei și evaluarea planului de acțiuni Republica Moldova, Uniunea Europeană, unde se arată că minusuri mari există la capitolul libertatea de exprimare, buna funcționare a instituției publice naționale audiovizualului, independența justiției și respectarea drepturilor omului. Deci noi avem restanțe încă implementării planului de acțiuni. Scuzați-mă, dar eu am să fiu foarte insistent. Argumentați-mi, vă rog, necesitatea acestor modificări. Păi iată, necesitatea este de a duce la bun sfârșit acest proiect mare, transformarea companiei Teleradio Moldova într-o instituție cu adevărat publică. Proces care durează din 2002. Știți că atunci au fost proteste, jurnaliștii s-au opus cenzurii care a năvălit peste Teleradio Moldova odată cu venirea la putere a Partidului Comuniștilor. A fost intentat un proces la Curtea Europeană pentru Drepturile Asta Omului. Asta a fost până la schimbarea statutului. Și acum, în 2009, acest dosar a fost câștigat de către jurnaliștii care au inițiat dosarul și Curtea a constatat violarea articolului 10, libertatea de exprimare, și constată că Republica Moldova trebuie să-și revizuiască cadrul legal pentru a nu admite în continuare aplicarea cenzurii la postul național public de televiziune. Și cum poate fi evitată aplicarea cenzurii în cazul micșorării, să zicem, reprezentanții societății în Consiliul de Observatori? Pentru mine acesta este un lucru inexplicabil. Până acum, în opinia mea, era o reprezentanță mai mare, dat fiind faptul că totuși deputații reprezintă societatea. Și ce folos dacă era reprezentanță mai mare, iar televiziunea publică face emisiuni neinteresante, face buletine de știri dezechilibrate, chiar și în emisiunea de astăzi la care am participat eu la Moldova 1, eu eram de o parte, cum să zic, exprimam o opinie, iar de partea cealaltă erau trei opinii, inclusiv moderatorul, care nu era deloc imparțial. Sau alte reportaje unde prevalează din nou o singură poziție. Chiar reportajul de la audierile parlamentare la care noi cu dumneavoastră am participat. Acolo s-a auzit doar vocea dumneavoastră, vocea domnului Gorincioi, președintele Teleradio Moldova, directoarea Teleradio Moldova. Nu s-a auzit vocea experților, care este o voce foarte importantă pentru că reprezintă opinia societății civile și a experților care merită să fie ascultați. Doamna Fusă, cum aveți dumneavoastră o opinie diferită vis-a-vis de calitatea serviciului de programe a Moldova 1? Eu am o opinie separată vis-a-vis de calitatea experților interni. Și eu cred că în mare parte oamenii care cunosc, jurnaliștii care cunosc acești experți, au multe semne de întrebări, în special la capitolul monitorizărilor făcute de Asociația Presiei Electronice din Moldova, unde doi dintre fruntașii aceștia sunt, unul este viceprim-ministru din partea Alianței Moldova Noastră și altul stă cu el într-un birou din Parlament. Mate, domnul Mihaiche, dacă ei n-ar fi fost credibili,
Credeți-mă că n-ar fi primit finanțări pentru aceste proiecte de monitorizare din partea unor structuri internaționale. Domnul Fusu, ei erau credibili în perioada în care se aflau în opoziție. În momentul în care ei au acces la guvernare, deja credibilitatea... Cine are acces la guvernare? Nu, Alianța Moldova noastră face parte din... Din câte știu, domnul Osipov nu face parte din Asociația pentru Presă Electronică. Dacă a și făcut cândva parte, asta nu înseamnă că mai face parte și astăzi. Bine, oricum, pentru mine rămân foarte multe semne de întrebare deschise. Eu nici astăzi, nu știu, domnul Nichituș, dumneavoastră ați auzit argumentarea din partea doamnei Fusu? Argumentarea este următoarea. Instituția Publică Națională a Audiovizualului și orice instituție audiovizuală publică are trei principii de bază sau trei piloni pe care se ține filozofia acestei instituții publice. Prima, trebuie să servească interesul publicului. Finanțarea este publică și controlul este tot din partea publicului. Finanțarea, da, este publică pentru că este din bugetul statului. Alta e că nu este poate suficientă și s-a vorbit de foarte multe ori ca să existe și un aport din partea telespectatorilor pentru a crea o mai mare independență financiară. Control public trebuie să-l exercite Consiliul de Observatori și de un an de zile el nu este funcțional. Și trebuie să servească publicul, adică trebuie să ofere un produs media pe interesul tuturor, să acopere, după cum s-a spus, opiniile și doleanțele tuturor telespectatorilor. Dar ce ne deci facem nu am cu putut admite, de bine, doamnă? Nu am putut admite ca timp de un an, timp de un an această instituție să lucreze fără un control din partea publicului este inadmisibil, pentru că este vorba și de controlul cum sunt gestionați banii publici, bani foarte mari, pe care acordă bugetul de stat a Republicii Moldova pentru Teleradio Moldova. Da, dar prin modificările respective nu va exista prin controlul publicului, va exista controlul Parlamentului, adică majoritatea simplă a Parlamentului. Domnul Mihalache, Consiliul Coordonator al Audiovizualului rămâne intact așa cum este. Nici o modificare pe nu se prevede. Pe mine acum puțin Dumneavoastră o să faceți concursul și o să selectați viitorii membri a Consiliului de Observatori. Noi deja am selectat. Noi am prezentat 6 candidaturi pentru 3 funcții vacante. Mai avem acum vacante și în decembrie da. O să mai apară și încă 2 vacante. Concurs, da. Deci dumneavoastră, da, sunteți responsabili de acest concurs. Doamna Fusu.